De fapt, este o a corela inflația care pe ultimii 3 ani care nu a fost acordat la acest tarif și care nu a fost aprobată până acum. Fac un apel către domnii primari care n-au fost de acord la un moment dat cu aceste măriri. Nu ne face nici nouă plăcere să cerem mai mulți bani băcăuanilor. Acești bani îi cerem în urma unui studiu făcut de un organism abilitat, o societate de audit, care a Berdului, care au ajuns la concluzia făcând analiza cost-beneficiu pe societate. Că pentru a returna creditele care le avem de luat pentru finalizarea lucrărilor pe postul 1 de mediu, sunt necesare aceste mări de tarif. Fiindcă din tarifele care avem la ora actuală, nu o să fim în stare să plătim acei bani către Uniunea Europeană. Partea noastră de... Deci noi avem acum luna asta, deci v-am zis de vreo 7 luni, toți sperăm. Mi s-a promis că luna asta va fi o ședință de ALIC și probabil că de luna viitoare vor aproba nou tarif. Deci cam cât? Vom plăti mai mult Cam cu cât e așa? Cât este? Undeva la vreo 15%, de la 15-16% va fi. Cât mai trebuie plătită? Eu știu că inițial s-a negociat pentru conducta asta pentru 12 ani împrumutul de la BERD. După aceea, domnul Stavarache a venit și a zis, nu, 8 ani o facem, o plătim în 8 ani. Cât mai e, de fapt? Domnul Stavarache nu plătește niciun lei. Nu, nu, el a negociat. Deci nu-s poate o conductă. Dar pentru ce sunt? Deci de vreau acum un program de investiții cu post mediu. Deci, să o iau de la început. Și banii sunt cu BERD. Deci primul promo cu BERD a fost făcut pentru programul ISPA, care s-a finalizat în 2010, în care era prinsă conducta de adunțiune, stația de curare de la Bacău, o investiție făcută pe canalizare tot în orașul Bacău. Acolo s-au luat undeva la 13 milioane de euro în profit. Deci a fost primul promot că a accesat de către compania de apă. Pe programul POS 1 de mediu se vor mai accesa undeva 10 milioane jumate, încă n-am apucat să tragem din ei, 10 milioane jumate de euro pentru finalizarea acestui program, partea noastră de cofinanțare. Pentru aceste plăți care urmează să le facem către BERD, acest domn de la BDO Conticare a făcut analiza tot beneficiul, a ajuns la concluzia că noi trebuie să mărim tarifele. Pentru acestea 10 trebuie să nu ne înțelegem. 10 plus ce-a mai rămas din ăla. Cât a mai rămas din ăla, domnul Victor? Ăla s-a plătit undeva la vreo 5 milioane de euro. Deci, și dus pe 16 ani am făcut refinanțarea creditului. A, deci mi-am făcut 8 după aceea, s-au făcut o refinanțare pentru 16 ani. 16 ani. Nu am și o întrebare de acasă de apare din zilele de trecute. Oamenii au primit apă cu impunități la robinet. Cine va plăti acest apă?